Vedem un turn mistic în mijlocul deșertului, înconjurat de nori negri și fulgere, iar în apropiere vedem o navă condusă de amiral care navighează pe nisip. Călătoria este întreruptă brusc când sunt atacați de un monstru care trăiește în deșert numit Diablo. Încearcă să răstoarne nava împingând-o cu corpul său uriaș. Așa că amiralul se duce la cârmă și încearcă să-i salveze de la moarte. Ei scapă, dar din păcate vânătorul cade și este lăsat în deșert. Pe pământ, capitanul Artemis și echipa sa de 5 soldați caută echipa Bravo pierdută în deșert. Singurul indiciu pe care l-au este chemarea lor de ajutor, iar urmele roților de pe șosea dispar brusc, de parcă vehiculul ar fi dispărut în aer. Acolo sunt și câteva stânci misterioase lângă drum cu simboluri ciudate. Deodată, o furtună întunecată apare în fața lor, mișcându-se cu o viteză frenetică. Echipa se urcă în vehiculele lor pentru a scăpa în timp ce furtuna lovește toate marcatoarele cu fulgere misterioase. Furtuna este rapidă și ajunge în curând la mașinile lor, înghițindu-le în interiorul unui portal, și vehiculele încep să pice într-o râpă. Când în sfârșit aterizează și soldații pleacă, observă că furtuna s-a mutat într-o zonă care nu este indicată pe hărțile lor. Acest deșert în care se află este de asemenea plin de dune de nisip, ceea ce ar trebui să fie imposibil pentru că cele mai apropiate dune sunt la 20 de kilometri. Busola nu funcționează, la fel ca și radiourile, așa că ei decid să se întoarcă la bază orientându-se în funcție de soare. Un soldat îi sună și spune că a găsit ceva. Acestea sunt mașinile folosite de echipa Bravo. Descoperă de asemenea cadavre arse și fragmente de sticlă, ceea ce indică faptul că ceva foarte fierbinte a topit nisipul. Acolo găsește și gloanțe folosite, ceea ce înseamnă că soldații s-au luptat cu ceva. Cu toate acestea, nu găsește urme pe nisip. Îngrijorați de această descoperire, se urcă în mașini și pleacă, în timp ce vânătorul îi urmărește în depărtare. Se opresc din nou când găsesc altceva uimitor, un schelet de animal uriaș. Bărbatul trage o săgeată în ei, iar soldații răspund cu armele. Artemis apucă săgeata și ordonă încetarea focului. Este doar creta care indică un semn de avertizare. În acel moment, Diablo se ridică din nisip și începe să urmărească echipa în timp ce încearcă să scape cu mașinile. Indiferent cu ce îl împușcă, el nu este rănit de nimic și în cele din urmă se apropie suficient pentru a lovi una dintre mașini și a ucide un soldat. Diablo răstoarnă și cealaltă mașină și ucide un alt soldat, care aruncă câteva grenade în fața monstrului înainte de a muri, dar nu-i face nimic. Echipa găsește o peșteră și se ascunde acolo. Diablo renunță și pleacă. Soldații încep să intre în panică, dar Artemis încearcă să calmeze situația. Cuvintele ei sunt întrerupte și este prinsă brusc de un monstru asemănător păianjenului, numit Nershilla, care o înțeapă și injectează o travă paralizantă și o lasă nemișcată la pământ. Soldații încearcă să o rezusciteze pe Artemis, apoi fug pentru că mai mulți Nershilla apar acolo. Vânătorul trage săgeți explozive pentru a proteja grupul, dar păianjenii se duc după el. Nershilla capturează soldații, în timp ce vânătorul se ascunde în bârlogul său secret din peșteră. Artemis se trezește în interiorul unui cocon din cuib, care din fericire este suficient de subțire pentru a-l rupe cu mâinile goale. După ce se liberează, își dă seama că este înconjurată de oase și alți coconi cu soldații înăuntru. Artemis ridică geanta căzută cu echipierului său și ia două rachete, o cutie de oxigen și niște gloanțe. Folosind una dintre rachete atât ca apărare, cât și ca lumină, ea merge pe un fel de coridor din pânză de păianjen și este surprinsă brusc de un soldat, incapabil să miște brațul și suferă de dureri în piept. În timp ce încearcă să iasă, o Nershilla apare în fața lor. Nershilla l-apucă și-l ia, iar când încearcă să facă același lucru cu Artemis, se apără cu spray-ul de oxigen. Artemis începe să urce spre ieșire și aproape reușește, dar un păianjen o apucă de picior și o trage înapoi înăuntru, așa că se liberează aruncând gloanțele în foc, făcându-le să explodeze. Când în sfârșit iese din peșteră, este dimineață, iar lumina soarelui oprește pe Nershilla să o urmărească. Urcă dealul pentru a vedea unde se află și vede doar deșertul până la orizont și furtuna în care se aflau. Aceasta poate fi cheia ei pentru a ajunge acasă, dar mai întâi trebuie să testeze ceva. Ia o piatră și o aruncă în nisip și în acel moment Diablo iese. Artemis își continuă explorarea în timp ce vânătorul o spionează de departe. Când intră în rămășițele navei, este prinsă de vânător, dar reacționează rapid și începe o luptă. Artemis îl înjunghe pe bărbat în umăr cu cuțitul, dar lupta tot o pierde. După ce a legat mâinile, o duce pe Artemis în bârlogul lui din peșteră și încearcă să o facă să meargă mai repede înainte să vină noapte și să iasă din nou păianjenii. Artemis se preface că pică la pământ și a în secret un ciop de sticlă. În peșteră, vânătorul bea puțină apă, dar nu se uită la Artemis, iar când ea încearcă să vorbească, el o reduce la tăcere pentru că păianjenii sunt afară. Artemis se preface că doarme, dar de fapt încearcă să se libereze cu ciobul de sticlă. A doua zi dimineață, bărbatul iese să verifice situația, iar când se întoarce, Artemis se liberează și lovește în cap. Ei nu pot comunica deoarece vorbesc limbi diferite. Bărbatul sare peste ea și începe să se lupte din nou, până se rostogolesc din peșteră.
Bărbatul cade într-o gaură care duce la cuibul păianjenilor, dar Artemis îl prinde exact la timp. Încercând să demonstreze că nu este inamicul lui, îi oferă ciocolată ca ofertă de pace, pe care omul o apreciază. În schimb, el îi dă apă. Mai târziu, reușește să comunice puțin. Amândoi vor să se întoarcă în furtună, dar Diablo nu-i lasă să traverseze deșertul. Artemis crede că ar trebui să se întoarcă la mașinile sale militare și să recupereze armele, dar omul nu este de acord, pentru că armele sunt inutile împotriva monștrilor. În schimb, o duce la intrarea cuibului păianjenului pentru a explica ideea. Trebuie să omoare un păianjen și să ia veninul, apoi să-l folosească împotriva lui Diablo. Artemis acceptă și vrea să acționeze ca momeală. Planul funcționează și când apare un păianjen, Artemis aleargă în direcția capcanei pe care o întinseseră. Bărbatul folosește ocazia pentru a sări de sus cu sabia sa uriașă și a tăia monstrul în jumătate. I-au tăiat acul și îl duc înapoi în burlog. A doua zi încep să pregătească planul. Mai târziu, au atras atenția lui Diablo folosind o momeală. Artemis și bărbatul încep să alerge spre vehiculele armatei cu Diablo urmărindu-i, dar sunt forțați să se oprească când monstrul se ascunde în nisip. Bărbatul decide să acționeze ca momeală, în timp ce Artemis merge să recupereze armele. Bărbatul nu pierde timpul și îi trage săgeata otrăvitoare direct în ochi, așa că îl infurie pe Diablo. Monstrul începe să se dezorienteze de otravă, dar gloanțele încă nu sunt suficiente să-l rănească. Diablo continuă să o urmărească pe femeie, iar bărbatul profită de ocazie pentru a-i sări în cap și a-l înțepa cu sabia. Din păcate, nu o înfige destul de adânc și Diablo l-aruncă pe bărbat la pământ. Artemis îi trage cârligul în cap lui Diablo. Ajuns acolo, împinge sabia și-l ucide pe Diablo. Deoarece vânătorul este inconștient, ia taie o bucată din pielea monstrului pentru a-l trage pe bărbat prin deșert. A doua zi, omul se trezește. După încă o plimbare lungă, cei doi decid să iau o pauză într-o zonă populată de creaturi ciudate. Bărbatul explică că sunt erbivore. Vine noaptea și cuplul este surprins când văd un monstru care scuipă foc. Îi atacă la scurt timp după. Ei sunt salvați de amiral, care mânuiește o sabie arzătoare. Artemis îi mulțumește amiralului pentru ajutorul lui, iar el o surprinde vorbind în limba ei și apoi făcând ochii cu un pumn. Se trezește câteva clipe mai târziu într-o cușcă. Vânătorul sosește cu vești bune. Artemis este acum liberă. O duce să-l vadă pe amiral, care îi cere scuze pentru pumn și lanțuri. Amiralul explică că este frică de lumea lui. El îi spune că a fost transportată din cauza turnului mistic al deșertului. Este o rămășiță a unei civilizații foarte vechi, destul de avansată și periculoasă. Această civilizație știa să călătorească între lumi, dar acum sunt dispăruți. Amiralul vrea să meargă la turn, dar mai întâi trebuie să învingă monstrul care scuipă foc. Echipajul pleacă în zor și ajunge la turn, care este înconjurat de lavă. Pe măsură ce se apropie de turn, vede cioburi de sticlă pe pământ, ceea ce înseamnă că monstrul este aproape. Echipa se desparte și se pregătește să lupte. Monstrul ucide o parte din echipaj. Cei trei încep să-l urmărească. Monstrul urmărește pe Artemis, forțându-o să sară jos și să aterizeze înapoi în lumea cealaltă. Ea este salvată de armată, care a fost trimisă să o găsească. O duc în avion și decolează, dar nu pot ajunge departe. Furtuna apare din nou și monstrul apare în lumea noastră. El distruge avionul și îl prăbușește. Artemis, care a reușit să supraviețuiască accidentului, elaborează un plan. După ce a luat două rachete din avionul distrus, fuge spre monstru. Artemis ia racheta și o aruncă în gura deschisă a monstrului, făcându-o să explodeze din interior. Din păcate, această daună nu este suficientă pentru a ucide monstrul. Se ridică gata să o atace pe Artemis. Dar vânătorul sosește și începe să tragă cu săgețile sale explozive. Cu o lovitură precisă, lovește fiara chiar în rană și în acel moment o omoară. Amiralul sosește mai târziu, spunându-i că au venit pentru că nu puteau să lase monștri să-i distrugă lumea. Turnul a deschis un alt portal și descoperă o creatură de învins, așa că Artemis decide să se întoarcă lumea cealaltă pentru a distruge turnul și a pune capăt acestui portal odată pentru totdeauna. Cei trei îl urmăresc pe monstru, în timp ce o figură misterioasă urmărește bătălia din vârful turnului. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!